un lucru foarte important este ca potențialii beneficiari să se implice încă din perioada în care se fac consultări publice pe ghidurile de finanțare. Pentru că este important să înțelegi ce vrea acel ghid, acea linie de finanțare și să te implici dacă ți se pare că nu este corect așa cum este formulat. Apoi, atunci când vorbim de consorții pentru realizarea unui proiect, este foarte bine ca echipa să se formeze înainte de obținerea finanțării și toate negocierile, diviziunea muncii să se facă înainte. Pentru că am constatat că au fost cazuri în care echipa s-a întâlnit practic prima dată după ce s-a obținut finanțarea și au început să se certe pe bani cine ce face și atunci nu este cel mai bun start într-un proiect. Un alt aspect important este cunoașterea legislației naționale, pentru că pentru proiecte, mai ales pentru proiecte mari, este nevoie de un număr mare de avize de la autoritățile statului. Și dacă nu știi câte avize îți trebuie, cât timp va dura să obții acele avize, riști să pierzi finanțarea. Și un alt aspect pe care l-am mai observat este faptul că mulți, din dorința de a câștiga cu prețul cel mai bun, sub-bugetează și apoi pe la jumătatea proiectului constată că nu le mai ajung banii. Iarăși, ce am mai observat este că sunt beneficiari care încearcă pe foarte multe programe și când obțin mai multe proiecte își dau seama că de fapt nu au capacitatea de a le derula pe toate și atunci renunță la anumite proiecte. Bineînțeles că datorită acestei experiențe de 10 ani de la aderare și autoritățile române au început să se adapteze. Acum, de exemplu, pe multe linii de finanțare se contractează peste 100% în ideea că dacă unii renunță să existe, totuși să nu se piardă banii de la Uniunea Europeană. Pena.